Bună ziua! Bine ați venit și astăzi la conferința noastră de presă. Participă Gabi Balin, antrenorul principal al echipei noastre, Adi Ionescu, și din partea Craiovei Maxima, domnul Aurică Berdeanu. Subiectul principal al conferinței va fi, bineînțeles, meciul de poi vine de la Statina Feceor. Odată cu acest meci începe și returul Craiovului. Despre meci va vorbi prima dată domnul Gabi Balin, după care invitați să vă răspunde întrebările tuturor. Da. Bună ziua! În primul rând, dați-mi voie să îi transmit fostului meu coleg, actualului meu prieten, Liga Popescu, condoleanțe pentru pierderea pe care a suferit-o. Îmi pare rău, am cunoscut și eu pe tatăl lui foarte bine. Nenumărat ocazii când a fost pe echipa națională, a fost alături de noi și m-a întristat foarte mult această pierdere. Aș fi vrut să fiu prezent alături de el astăzi. La înmormântare, însă, un program mi-a permis măcar atâta să fac, să-i spun că sunt alături de el și că îl sprijin în tot. Prin aceste momente, prin grele prin care trece, îl sprijin și eu cât de cât, măcar cu sufletul. Cât despre meci, începem returul, cum ar fi al play-off-ului. Venim după o serie de 3 meciuri în care n-am reușit să câștigăm. Sperăm ca odată cu acest meci să ne intrăm din nou victoriile pe care le-am avut la un moment dat, să schimbăm șirul acestor meciuri fără victorie, pentru că promovarea se joacă. Și e foarte important ca să câștigăm acest meci. Dacă nu câștigăm acest meci, atunci nu mai trebuie să mă gândim nici măcar pretenții. Pentru că FCO e o echipă care n-a reușit niciun punct până acum, o echipă care practic nu joacă promovare sau nimic. Ei, am văzut că și încearcă și câțiva jucători bine. Bine, știu că cu noi vor da tot ce pot. Își doresc mult să câștige împotriva Craiovei, la fel cum își doresc și alte echipe. Dar, una peste alta, eu cred că suntem mai valoroși. Chiar dacă ne vor lipsi câțiva jucători, suntem totuși mai valoroși și putem să câștigăm la Slatina. Pentru că avem mare nevoie de aceste 3 puncte. Apoi urmează celelalte meciuri și le vom discuta la momentul respectiv. Vorbeam de câțiva jucători, avem probleme de sănătate, Valdela Noite, sigur nu va juca, Pleșar, mici șanse să joace, Curelea, jumătate șansele, și, bineînțeles, Șervan, care știți că el oricum e într-o perioadă destul de lungă acum. Nu cred că va reveni până la finalul play-off-ului. În rest, l-am reprimit de la loc pe Ivan. A venit cu multă ambiție. Avea marcat 5 goluri acolo la echipa națională pe care a jucat în Italia. Este un lucru bun pentru el. Are șanse mari să ajungă un jucător bun pentru că are niște calități senzaționale. Mi-e place foarte mult. Poate să apară și el mâine, poimine, în echipă sau cel puțin să fie rezervă. Despre FCO știm că o echipă, un antrenor care organizează foarte bine faza defensivă, care a pregătit foarte bine din punct de vedere fizic această echipă. Știm că ne va fi greu, dacă nu vom reuși să marcăm, va fi greu, odată cu trecerea timpului, să marcăm, dar va trebui să încercăm cât mai repede să facem acest lucru, pentru că altfel ei se închid foarte bine și va fi mult mai greu pe parcurs. Nu vreau să ajungem pe final să ne chinuim ca să marcăm golul care se meargă victoria, aș vrea ca să ne impunem de la început, pentru că, încă o dată spun, echipa noastră este superioară și oricum are pretenții la promovare. Acum e un meci în care trebuie să demonstrez că pretențiile sunt firești pe care le-ai. Cam asta ar fi. Dacă ne întrebăm pe asta de ce sau Adi și ne-am de-aia. Ne așteaptă un partid de grea. Întâlnim o echipă bine organizată, o echipă rănită care va dori măcar în ultimul mes să obțină un rezultat bun împotriva noastră.
îi respectăm, dar nu vrem să mai facem pași greșiți. Domnule, orgoliile sunt mari la multe. Așa că va fi un meci greu, pentru că cei de la FCO sunt orgolioși, n-au câștigat nimic până acum, așa că își vor gândi despre pia, zic eu. Trebuie să avem grijă că acest meci neapărat, zic eu, părerea mea, trebuie câștigat. Altfel lucrurile devin foarte complicate și nu avem nevoie de emoții spre acum la final. Deci eu am mare încredere în băieți. Sunt convins și în conducerea tehnică. Sunt convins că băieții vor da totul pentru a lua cele trei puncte necesare. Este la fost o săptămână iară citată privind licențierea. A apărut, are licență, nu are licență, a afectat acest tot scandalul mediatic pe băieți? Sigur că băieții sunt preocupați și m-au întrebat și am discutat despre acest lucru. Le-am spus tot timpul să fie liniștiți din acest punct de vedere, din punct de vedere juridic. Noi trebuie să promovăm pe teren. Noi deocamdată încă n-am promovat pe teren. Discutăm prea mult. Sau n-ar trebui să discutăm deloc noi, cei corpul tehnic, plus jucătorii, ce se întâmplă în afară. Trebuie să ne vedem, să promovăm acolo. După care, ce se va hotărâ, vom vedea. Eu cred, încă o dată, spun că nu vom avea probleme astăzi. Am văzut că e un recurs. Sincer, știam că totul era ok cu licența. Chiar ni s-a acordat. Ce s-a întâmplat pe parcurs, s-a întâmplat ceva. Nu știu, nici nu pot să-mi dau seama ce ar putea fi. Dar, sigur, m-am mirat cum sunt oameni care nu-și doresc să promoveze Craiova. Credeam că toți își doresc să promoveze Craiova. Adrian, tu spunea că acest echipă va dispărea pur și simplu la finalul acestui campionat. Și ce vreți să comentez eu? Va dispărea? Nu se dispare. Nu se dispare niciodată această echipă. E nouă înființată, are șanse mari de promovare. Unde ca să dispară, înseamnă să se desfințeze această echipă. Această echipă are. Nu cred că oamenii care au investit acum, chiar dacă luând, gândind negru, nu să spunem că nu promovează până la urmă, din diferite motive, ori sportiv, ori juridic sau echipa oricum se desfințează. Va încerca să promoveze la anul și va continua pe aceeași linie. Oamenii n-au investit degeaba, plus că se va construi un stadion. Deci lucrurile vor merge bine de acum înainte, în ceea ce înseamnă viitorul fotbalului în Craiova. Așa cred. Benfica, e o echipă blestemată? Am văzut aseară, da. A fost un meci spectaculos, un 0-0 spectaculos, cam așa l-aș numi. Sincer, la 11, la penalti, nu mă așteptam să câștige Benfica. Dar, uite că se pare că există un blestem, nu poate să existe, nu cred în blestem, dar există un, am și în câte a 8-a sau 8-a. Să joci 8 finale și să nu câștigi niciuna, acolo e problema. Nu ați dori același joc din meciul din sezonul regulat? Noi când jucăm, nu? De ce nu mă întreb eu atât, dar noi când jucăm? Un asemenea joc slab, dar să fie ce... Nu, eu vreau... Pe mine mă interesează cele trei puncte. Asta e clar. Ce joc va fi, cum va fi? Sper să jucăm bine. Ca să le obținem, trebuie să jucăm bine. Nu mă bazez pe noroc. Atunci a fost, am și recunoscut, a fost un mare lucru. Ce înseamnă un egal? Un egal. Depinde acum și de ce se întâmplă în celelalte meciuri, dar un egal pentru mine însemna la fel ca o înfrângere, sincer. De, încă o dată spun, trebuie să ne impunem feciorii. Dacă nu ne impunem atunci, ce facem cu Târgu Mureș la Craiova? Ce facem când plecăm la Reșița, care are șanse la fel de promovare? Sau cu Vâlcea aici? Sau la Bistrița, care e altă echipă care... Eu cred că cu FCO ar trebui să demonstrăm că suntem echipa care dorește și care are șanse mari pentru o promovare. Dacă nu demonstrăm, vom vedea, facea. Cât de mult va influența venirea lui Mureș? Va influența, mult, pentru că e o personalitate. În primul rând, în fotbal, transmite multe lucruri bune jucătorilor. E un bun strateg,
știe ce înseamnă o echipă, ce înseamnă o strategie pentru promovare, are experiență, e un câștig pentru categorie. Mare câștig. Dar voi sunteți afectați de toată nebunia asta cu primirea sau neprimirea acestei? Noi, pentru noi, cum a zis și ministru, important este să promovăm pe teren, să terminăm pe o dintre cele două locuri. Restul nu depinde de noi. De noi depinde doar să terminăm pe primul sau pe altul. Sâmbătă la ora 12 să fie conferința de presă, când se va anunța, probabil, o să stați și cu noi. Suntem meci. Nu, dar chiar dacă, să zicem, se va anunța că nu primim licența, o punem și pe asta. Există calea de atac la TAS, care acolo, din tot ce am văzut, ce acte avem și nu există să nu câștigăm. Deci, sunt lucrurile, eu cred că trebuie să ne bazăm pe noi, ce putem face noi în teren. Acolo e problema. Acolo trebuie să fim atenți. Nu ce se va face. Pentru că, eu știu, sigur, clubul e pregătit foarte bine, cu avocați mari, cu toate documentele ca să avem câștig. Asta vă spun aproape categoric. Crezi că în mod intenționat e toată atmosfera asta pentru a destabiliza atmosfera la... Sigur că au mai fost voci din afară, mai sunt și acum, se încearcă tot timpul ca să destabilizeze echipa. Doamne, nu promovăm ca să ne, eu știu, să ne facă să nu ne mai putem concentra la meciul, la ce avem de făcut. Să stăm să vorbim numai de ce se discută pe la televiziune sau la ziare, ce apare despre Craiova și... Asta nu e bine, dar eu tot timpul le-am spus jucătorilor și încerc să-i țin izolați de toate lucrurile astea. Să nu se mai preocupe de aceste lucruri. Problema noastră e jocul echipei. Cum fiecare ce trebuie să facă în jocul echipei ca să avem succes. Asta e problema. Nu ce scrie un ziar sau altul, sau o televiziune sau alta, sau cine ce spune unul sau altul despre dreptul de promovare. Oamenii sunt liberi să vorbească, să scrie, să analizeze. Fiecare face ceea ce dorește. Noi trebuie să ne axăm pe un singur lucru. Victoria de sâmbătă. Apoi, următoarele meciuri. V-ați dorit jucători de la stat din apropo informații? Sau sunt jucători la contracandidat pe care... Acum știți cum e. Ați văzut, când joci cu o echipă și dacă încep să spui înainte de meci că dorești jucători de la echipa respectivă, nu e un lucru diferit din partea unui antrenor. Pentru asta nici nu vreau să comentez. Nu se puneți iarăși un gardian cu cum i-a spus în meciul tău? Vedem. Banco e un jucător foarte bun, un jucător care, la fel, are calități, reale calități, se ajunge la un fotbalist mare, e tânăr și cam cel mai periculos. Cât i-am analizat pe cei de la UD, va trebui să avem grijă, să nu ne provoace panică, partea stângă, a lor. Adică tu cum ești? Ai tot fost accidentat, nu mă vede. Da, tot am avut oscilații. Da. Am venit de mare citiva durerea. Acum sunt sub tratament și sunt în regulă. Da, pentru joc. Acum mai bine dacă mister m-a contat pe mine sau... Mister, simțiți o mare răutate în România și cazul Gică Popescu. Putea să beneficieze de 5 zile de învâire, de 3 și până la urmă s-a dat o singură zi. Cum vedeți noastră această situație? Eu, aici e vorba de lege, e vorba de niște lucruri care sunt clare, eu nu pot să le comentez. Nu știu, sigur că avea, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit lăsat să stea câteva zile, pentru că prin ce momente trece acum, vă dați seama, a fost familia lui și aia ar fi fost un real sprijin pentru familia lui, fiind acolo. Dar, în rest, ce pot să spun? Pare foarte rău prin ce trece. Adevăr, acestea sunt lucruri mari pe care viața ți le dă. Nu că pierzi un meci sau că spune unul rude și nebrude despre tine sau... Asta nu înseamnă nimic pe lângă loviturile pe care le-a primit Popescu. La Calabat a ajuns și Gică Hagi și Dan Petrescu. Da, cu Dan Petrescu am și văzut ieri. Da. A fost la Craiova. Am vorbit cu el. Ajunge la Sparta? Dacă nu știu, are oferte mai multe. Deocamdată n-a acceptat nimic. Se gândește. Domnule Bogdanu, el îți vrește matchul noastră și ăștia la Beșu? Pe lângă postul ăla antrenor? Doamne, mie mi-a părut rău că a fost mai bun din timpul jur.
le execută mai bine, câștigă sunt. Și am văzut în Sevilla acolo. Eu nu i-am blestemat. Și nici cred că Olteni nu i-au blestemat atunci la... Așa a fost să fie. Și pot doar merge în continuare, puteți dumneavoastră că nu contează. Benfica încă este pe baricade, joacă fotbal, joacă finale și noi, Craiova, suntem unde suntem. Așa că viața a dovedit că a fost mai bună atunci. Dar ați fost blestemat și dumneavoastră după meciul Benfica, în vestiar? Așa s-a spus la acel de domnul Stroia. În ce sens? Într-un sens pozitiv. Blesteamă clubul să ajungă măcar în această semifinală de competiție europeană. Nu mi-a dat aminte. Vorbeați de penalti. Vă ajungi noastră aminte, că nici acum mai stau ciudurile din copaci. După meciul cu meciul cu meciul. Eu sunt singurul care a arătat pe el penalti. Așa, vedeți și voi la fiecare finală de, de cupe campionilor europeni sau Cupa UEFA. Sunt 11 ani de tratate, da? Cazul capitelul la Comitetul European a dat exact ca mine Beckham. Exact ca mine, când a dat atunci meciul acela cu Leeds, așa am dat și Beckham. Dar voi exact capitelul la Comitetul European în Portugalia. Este la finala Champions League, se ne ajută la surpriză? Care e surpriză? Mi-a ajutat să câștigi Atletico Madrid. Ministrul nostru, nu am preferințe, sigur. Toată lumea simpatizează cu Atletico Madrid. Pentru că, în momentul ăsta, poate să pierdă tot. Și a făcut, adică a jucat, a ajuns să practice un fotbal extraordinar cu Simone în ultimii ani și toți își doresc să o vadă campioană, să o vadă genul măcar un moment. Asta e, dar eu n-am preferințe. Aștept cu nerăbdare să văd și eu meciul. Sigur va fi un meci bun. Bolăroi spunea că echipa noastră poate câștiga Cupa Europeană. Cupa Europeană? Știți care? Nu știu. Probabil că în viitor, dacă